Ivan Ceban, stai pericol mare. Strada Dimo, la intersecție cu asta, Neron Costin, parcă. Pe lângă colegiul ăsta comercial, bancar. Și am mai văzut astfel de guri de canalizare deschise, dar și astea acoperite, dar cu gratele de-a lungul drumului, tot sunt periculoase. Pentru noi, bicicliștii, trotinetistele. Dacă intri acolo cu roata, mai ales o roată îngustă, nu ca asta, riști să faci accident de unul singur sau să intre sub roțele vreunei mașini și să cauzezi pagube mai mari și altora. Nu mai zic de denivelări. Drumul ăsta arată ca niște hârtoate. Și florilor, dar ăsta e larg. Șoferii au tendință să meargă cu viteză mare. Semafoarele sunt rare. Și poate să fac accidente din cauza denivelărilor. Dar poate să acroșeze și bicicliști. Bicicliste. Pentru că ne băgăm noi în calea lor, încercând să ocolim o groapă de asta. Sau pentru că ne dezechilibrăm din cauza denivelării, mai ales când mergem la vale cu viteză mare. Iată și pietre în mijlocul drumului. Periculoasă și pentru pietoni, că dacă țâșnește de sub roata unei mașini, poate să spargă un parbriz, poate să spargă ochiul, fruntea, poate să omoare un copil, un bătrân. Așadar, până să numim capitala asta Smart City, trebuie să începem cu gropile de pe marginea drumului. Mai ales dacă vrei transport alternativ, bicicliste, trotinetiști, ca să reduci poluarea și ambuteiajele. Fii bun și îngrijește-te. Acolo tot era o gură de canalizare deschisă. Au astupat-o recent, dar au pus gratii de-a lungul drumului, tot periculoase. Ca astea. Ia uite câte zirare căscate. Da, aici este o groapă din care ne avertizează doar o crenguță că e pericol. Vă rugăm să interveniți. Și vrem grătare din astea, perpendiculare pe mers, sensul de mers. Și dacă e posibil să fie chiar la nivelul drumului și fără găuri din astea știrbe, că ne omoară. Asta înghit bine apa, dar este periculoasă. Cele mai bune grătare sunt astea. Sper că ați înțeles.